Aș vrea să citesc un cuvânt, dacă vreți să vă ridicați în picioare, din Luca 17 cu 11, un text bine cunoscut de dumneavoastră. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățați. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățați toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Ipotetic vorbind, o nevastă trimite bărbatul la cumpărături. Și dacă e un bărbat așa mai uituc ca mine, eu dimineața m-am pornit, să știți, mai degrabă, ca să nu întârzi. Când am ajuns în oraș, am văzut că mi-am uitat actele acasă. Se întâmplă. I-a spus lui Petrică: vezi că întârzi un pic, nu-mi obiceiul. O nevastă trimite bărbatul la cumpărături și face o listă. Ulei, zahăr, macaroane, făină și așa mai departe. Și vine bărbatul acasă și îi pune toată marfa. Uite, nevastă, uleiul, zahărul, macaroanele, făina, tot ce el îi pune acolo. După care se duce în portbagaj și aduce un buchet de flori și îi spune: ceva pentru tine. Sau o ciocolată, sau o prăjitură. Ce fac nevestele în cazul ăsta? Îl ceartă? Spune: măi, dar ți-am pus eu pe listă să-mi cumpiri flori? Nu, nevestele se simt bine, așa bătrânii cum sunt, se înroșesc un pic și spun: na, mulțumesc, măi, mulțumesc, mulțumesc. Din perspectiva asta aș vrea să interpretez cuvântul pe care l-am citit. Din perspectiva unui om care a făcut tot ce era dator să facă, ca robul ăla din Scripturi, și a mai făcut ceva în plus. Poate ceea ce faceți voi astăzi. Un gest care l-a impresionat plăcut pe Domnul. Și poate voi prin ziua de azi, prin jertfa de azi, prin postul de azi, îl impresionați plăcut pe Domnul. Când vorbim de oamenii aceștia bolnavi, nu vorbim în îndeschidere de faptul că Iisus a trecut printre Samaria și Galileea. Erau două regiuni antagoniste cumva, erau în contradicție. Spune Ioan 4, nu era nicio legătură între samariteni și iudeii de acolo. Ei, Domnul a avut grijă să nu intre în partidele lor politice, în disputele lor. El a trecut printre Samaria și Galileea, întâlnește 10 leproși. Și acum ne oprim la oamenii ăștia, care au niște merite totuși, care sunt oameni corecți. În primul rând, ei își dau seama că sunt bolnavi. Poate și expulzați de societate. S-au uitat la ei, au văzut că sunt leproși. Au văzut, s-au convins de asta. Știți că sunt oameni, chiar în trup, sunt bolnavi și parcă n-ar recunoaște că sunt bolnavi. Noi am avut o durere personală, am avut o supărare mare când vineri, l-am înmormântat pe fratele Chindri și Iacobuț. Era un om bun de slujire, un prieten. O săptămână asta el spune: dragul, și-am făcut valiza, mi-am călcat cămășile, trebuia să mă duc în Ardeal, la niște slujiri. Duminică seara am fost cu el la Burna, luni seara el a venit pe la mine, marți seara a căzut jos și a murit. Dar spunea fratele Ion Rusu cu o duminică înainte, a fost la Voitinel, a fost la voi. Și l-a luat pe acasă și spunea: măi Ion, cum ești cu sănătate? Eu încă mă țin bine.
Eu încă mă sunt în putere, îi spunea lui Ionică Rusu. Și Ionică a fost și o predicat la privești la el. Sunt oameni care nu-și dau seama că-s bolnav, nu-s conștient, vor să ascundă lucrul ăsta, nu știu de ce. Acum când e o fată bolnavă, un băiet bolnav, nu prea părință ar spune. Dar pentru că e judecata altora. Dar sunt oameni care sunt bolnavi și trebuie să recunoască. Dacă interpretăm asta și în mod sufletește, poate sunt unii care îi mănâncă limba. Sunt bolnavi de bârfă, n-ați întâlnit. Și când îi spui, măi, prea mult vorbești un pic, mă, că cine vorbește mult... Nu, eu n-am, dar ce am vorbit, ce am spus eu? Sunt tot felul alt bolnav de o lăcomie, câte boli sufletești nu sunt. Ei, oamenii ăștia și-au dat seama, au recunoscut, noi suntem oameni bolnavi. E un prim pas spre vindecare. Că până nu crezi că ești bolnav, nu te duci la doctor. Eu spuneam la niște frați, eu niciodată în viața mea n-am avut analizele să-mi ies analizele. Niciodată. Dar am completat, niciodată în viața mea până acum nu mi-am făcut analize. Și la servici când m-a obligat să fac analize, dam o ciocolată la fata aceea, spuneam, Doamne, eu sunt bun, lasă-mă, mă duc la treabă. Ei, acum am niște simptome, dimineața m-am trezit și spuneam la nevastă, este o mașină la poartă, avem un motor în cap, în continuu. Spune că vezi că faci tensiune, Ei, pentru bolnav, primul pas e să se știe bolnav. Un al doilea pas, ei au recunoscut în Domnul Iisus pe fiul lui David. O sta deoparte și tu ești fiul lui David, ai milă de noi. Atâta vreme cât un om e sănătos, nici nu știe pe ce stradă e spitalul. Cum se cheamă spitalul? În momentul când are simptome sau are pe cineva bolnav din familie, începe să se intereseze. Măi, la secția cu tare, ce doctor sunt? Și fiecare caută doctorul cel mai bun. Asta mi-a spus mie un frate, când eu fiind foarte conservator, am avut o discuție cu el și eu, după mintea mea, jumate adunare trebuie dat în iad, că nu erau după principiile mele. Și asta mi-a spus omul acela, măi, omul când începe să se îmbolnăvească, începe să caute un doctor, un doctor mai bun. Dar doctorul mai bun știi care? Ăla care are multe operații reușite. Te duci la el și ai șansă de viață, nu te duci la morgă. Și îmi spune el așa, sunt și frață, care sunt medici câteodată. Măi, vine unul bolnav la tine cu o boală sufletească, doctorul al bun îl tratează, dar lasă să trăiască, nu-l îndroapă. Domnul să le dea înțelepciune. În al treilea rând, ei cer ajutorul la Domnul Iisus. Au stat deoparte și au strigat, fiul lui David, ai milă de noi, până aici corect. Domnul Iisus îi spune, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și ei execută, se duc. Până aici eu i-am găsit oameni corecți. Eu i-am judecat de multe ori pe ăștia nouă. Pe ăștia nouă în mintea mea i-am judecat. Și acum îmi gândeam, dar care-i greșeala lor? Cu ce au greșit oamenii ăștia de eu îi judec? Că ei au făcut exact ce le-a spus Mântuitorul, motamu, s-au dus, s-au arătat preoților. Ei bine, ăștia sunt pași spre vindecare. Dar acum eu mai am un gând. Plusul străinului din Samaria. Oamenii ăștia când s-au văzut vindecați, fiecare probabil s-au dus la treburile lor. Omul ăsta a venit înapoi, nu le-a spus Domnul, duceți-vă la preoți și când vă vedeți vindecați, veniți înapoi la mine. Să vă constat și eu, să mulțumim la Dumnezeu. Nu le-a spus așa ceva. Oamenii au făcut ce li s-au spus. Am făcut ce eram dator să fac. E problema robului. Omul ăsta însă a venit înapoi, fără să-i spună nimeni. Eu am numit ăsta un gest de bun simț. Să te duci la binefăcătorul tău și să-i mulțumești. Știți, vindecarea era într-un cadru strict. Du-te, fă așa. Ei, omul ăsta a făcut ceva mai mult. Omul ăsta e bărbatul ăla care aduce soție și un buchet de flori, care îi dă și o ciocolată, măcar că nu-i pe listă.
Adică un gest care place Domnul. Efeseni 5 cu 10 spune, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Provocarea mea, știți care e pentru dumneavoastră, că nu vreau să predic mult. Tu ca fată tânără, tu ca băiat, tu ca predicator și cântăreț, ca... ce ai putea face un gest așa în care să-L surprinzi în mod plăcut pe Domnul? Să-ți propui azi, măi, asta scrie în Scriptură, asta fac. Eu vreau să fac ceva un pic mai mult, ceva ce îi place Domnul. Vorbeam dimineață de Simon, care stă la masă cu Domnul. Și a venit o femeie, o spart sticla cu mir milositor. Bine, ucenicii au comentat într-un fel sau altul și Domnul spune, lasă-mă, vă spun eu. Oriunde va fi propovăduită Evanghelia, a să spui ce a făcut femeia asta. I-a plăcut Domnul? I-a plăcut. Ce vă propuneți voi astăzi să faceți ceva ce place Domnul? Să spună Domnul Iisus, wow, ce m-a surprins de frumos. V-ați gândit la ceva? Fete, tineri, băieți, familii, slujitori, Domnul să ne dea înțelepciune. Pentru că noi suntem mântuiți. Am un verset din Evrei 6 cu 9. Măcar că vorbim astfel, fraților, de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Eu nu sunt apicultor. Dacă prins cumva un apicultor împătimit, nu mai scăp de el. Am avut ocazia. Și el îmi povestea că este matca, regina, și regina are o gardă, are o suită. Regina nu merge nicăieri fără suita ei. Atât ai de protejat, atât ai de îngrijit regina aceea. Deci pe lângă regină mai sunt alte albine. Eu am spus pe lângă mântuire, că mântuirea e regina. Trebuie să avem lucruri care însoțesc mântuirea. Care sunt lucrurile acestea oare? Mântuirea e clară. Strict ca și vindecarea. Duceți-vă și arătați-vă preoțul. Mântuirea, spune Pavel Roman, noi suntem mântuiți prin credință. Și asta nu-i de la noi, darul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Eu sunt mântuit, dar pe lângă mântuire mai sunt câteva lucruri care tare plac Domnul, care însoțesc mântuirea. Hai să citim în Evrei, am spus capitolul 6 și încă o dată vă promit că închei imediat. Așa, unde Evrei, capitolul 6. Versetul 9, vorbim, prea iubiți, la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ajutorați și ajutați pe sfinți. Deci un lucru care însoțește mântuirea ar fi un ajutor pe care îl dai sfinților, ajutor de toate felurile, de la o vorbă, de la o sfat, până la un ajutor material. Ăsta e un lucru care trebuie să însoțească mântuirea noastră. Vine versetul 11. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă. Râvna însoțește mântuirea. Noi am avut miercuri seara și joi seara priveci cu fratele Iacobuț. Cred că au fost, nu știu, deci adunarea plină, balcoanele plin, camera mama și copilul, le-am pus o plasmă să vadă plin, la demisol avem un demisol mare plin și vreo 300 era în parcare afară. Deci 1.000, poate 2.000 de oameni, nu știu exact, ca să nu spun minciuni. Aseară am avut un priveci, a murit o soră de 82 de ani, fără familie, nu mai era ca la Iacobuț. Cineva spune, bă, dar unde s-a și ea de ieri? Acum eu înțeleg, și obosit de la mormântare, că l-am îngropat pe Iacobuț și am venit din coace la priveci, râvnă. Acum dumneavoastră sunteți mulți. Și eu am fost la mormântări și am văzut mulțimi de oameni. Dacă nu te mai duci la un priveghi, că nu mergi la o zi de post,
când nu răspunzi la un apel care îl face adunarea, când nu poți vizita un bolnav, când nu poți multe face, eu vă întreb, unde e râvna? Și mă rog Domnului astăzi să ne dea râvna. Asta e un lucru care trebuie să însoțească mântuirea noastră. Doamne, ajută-ne la asta! Așa încât să nu le neviți, ci să călcați pe urme celor prin credință moștenesc făgăduințele. Dumnezeu când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine. Și mai departe, 15. Astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. În procesul mântuirii ne trebuie și răbdare. Că tare de multe ori n-avem răbdare. Eu am o predică despre răbdare. Că noi suntem pocăiți, dar câteodată, nu știu, nu suntem atenți și ne pierdem răbdarea. Dumnezeu să ne ajute ca astăzi, la ziua asta de post și rugăciune, să ne dea pricepe, spune, Doamne, ajută-ne și dă-ne și răbdare. Să știi că la Dumnezeu este răbdare. Răbdare, de fapt, îndelunga răbdare, e roada Duhului. Dar dacă noi n-avem înțelepciune să accesăm noi răbdarea, Dumnezeu are El metode. Ba mai mult ne bucurăm și în necazurile noastre, fiindcă necazul aduce... Hai să dobândim noi așa de bună voie, fără să trecem prin necazuri. Și un lucru care însoțește mântuirea, e răbdarea. Și mai jos, versetul 18 spune, pentru că prin două lucruri, care nu se pot schimba, spune partea a doua, a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Samariteanul s-a văzut vindecat. O făcut ceva mai mult decât i-a spus Domnul Iisus. Din dragoste și dintr-un gest mânat de bunul simț, s-a înturnat ca să mulțumească Domnului. Provocarea mea pentru toți era, și eu m-am gândit profund, ce aș putea eu să fac ca să îl surprind în mod plăcut pe Domnul? Gândiți-vă și dumneavoastră. Apoi m-am gândit care îi... Plusul ăsta adus de străin. El a făcut ceva în plus. Pe lângă mântuire, noi trebuie să avem câteva lucruri care însoțesc mântuirea. Doamne, ajută-ne! Și apoi eu am făcut armată și la armată se da raportul dimineața și seara. Și la raportul de seara erau răspândirile. Aveai un pluton de 22 de militari, te prezentai, salutai și spuneai, doarul și comandant, cum era atunci, 18 militari sunt prezenți. Unul la porci, unul la cantină, unul în voire. Apoi aici, eu mă feream, dar să spun eu minciuni mari. Că erau săriți gardul, fugiți prin oraș, câte spunea, 3 la cantină, 4 dincolo, când n-aveți cine prezenta. Așa erau răspântirile. Acum vine Domnul Iisus cu o întrebare. Măi, n-a fost vindecați toți 10? Unde sunt 9? Unde sunt aia 9? Las ca temă pentru acasă, dintr-un pasaj descriptiv. Ei trebuiau să fie cu Mântuitorul. Și Mântuitorul sărbătorea cina. Era cina cea de taină, era înaintea patimilor sale. Și Biblia spune că unul din ucenici a luat o bucățică și a ieșit afară. Era noaptea. De ce Iuda nu era cu ceilalți ucenici și cu Domnul? Știți dumneavoastră de ce? Vânzătorul ăla care era lacom. Știți că unii din pricina lăcomiei de avere nu pot veni la părtășie? Că el joi seara are treabă și duminică are treabă și duminică seara are probleme. Sunt oameni care nu vin la părtășie, ca aici Domnul, Matei 18:20, unde sunt 2-3 adunați, eu sunt în mijlocul lor. Credem că Hristos e aici? Ei, dar ceilalți unde sunt? Acum, nu suntem fanatici, sunt bolnavi, avem programe când copiii au școală, avem tineri, oameni chiar care trebuie să fie la un serviciu, dar cât stau pe acasă și nu vin la părtășie? Odată v-am povestit eu că era un împărat, venea biruitor, o bătut în război, venea biruitor și... sugar de acolo, într-un șanț, era un om, tot legat, bandajat, împărate, scapă-mă!
Dar zic, ce știți camă, ce-i pățit? Păi eu eram pe câmpul de luptă și a venit un tovarăș de meu și m-a dat un prizonier și m-a spus, ai grijă de el. Răspuns, viața ta pentru viața lui, păzește-l. Și acum el se disculpă și spune, pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo, o fugi prizonierul. Și Ahab, împăratul, spune, sentința ai rostit-o tu. De ce nu l-ai păzit? Eu am întrebat, ce făcea soldatul ăsta pe câmpul de luptă? Făcea câte ceva încoace și încolo. Nici el nu știa ce face. Știi ce făcea? Ce facem noi joi seara când nu venim la adunare? Ceva pe acasă, mai strâng niște frunze, doar ieri am terminat, dimineață iară. Dacă voiam azi, avem tot ziua de strâns frunze. Mai mă duc să văd dacă s-o oa găinile, mai dau o leacă de apă la pui, când mă uit, o trecut, am pierdut și adunarea. Ce ați făcut voi joi seara? Câte ceva, încoace și încolo. Frații mei, Iuda nu a fost la întâlnire din cauza lăcomiei lui de bani. Până și Petru la un moment dat l-a părăsit pe Domnul, trebuia să fie acolo cu Domnul, măcar ca Ioan așa să-l urmărească deoparte. Dar el s-a dus foarte încrezător, eu nu te las, nu te părăsesc, dacă toți te părăsesc. Și a venit vremea când s-a lepădat. Asta e altă categorie. Nici Toma nu era cu ucenicii când a înviat Domnul și nu știu eu, nu l-am trecut la dezidenți pe Toma. Dar tot om cu probleme era și ăsta. Nu era cu ucenicii, nu știu de ce nu era, dar nu era. În momentul când ar trebui să vii la adunare și nu vii. Când într-o casă sunt 7 copii și dacă vezi unul. Eu m-am apropiat de tata și mama a spus, măi, câți copii ai? 7 cu ajutorul Domnului. Câți ai la adunare? Că e vacanță, era vacanță. Apoi am unul. Dar ceilalți 6 unde sunt? Chiar trebuie să stea toți acasă? Eu am spus, dacă trebuie să stea cineva acasă, le-am spus la noștri, supărat să fie copilul care trebuie să rămână acasă. Nu copilul care trebuie să meargă la adunare, ăla e supărat. Dar eu am fost și joia trecută. Că el vrea să rămână pe telefon, pe calculator, are problemele lui și se supără când îl trimit la adunare. Eu întreb, dar ceilalți 9, unde sunt? Și dacă nu luăm pasajul descriptiv, luăm unul doctrinar. Spune Domnul Iisus că un împărat a făcut nuntă fiului său. Sau poftim, în pilda celor poftiți la cină. Ei trebuiau să fie acolo cu fiul de împărat, cu un împărat. Dar lor, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui, altul la negustoria lui. Dar nu în timpul adunării, Dumnezeu să ne ierte. Amin? Dumnezeu să ne ierte. Am încheiat predica. Nu-i predic, e un gând lăsat pentru dumneavoastră. Am avut așa ca la școală 3 puncte de la început. 1. Pași spre vindecare. Oamenii ăștia au fost corecți. Au făcut ce le-a spus Domnul. Nu s-au abătut cu nimic din ce le-a poruncit Domnul. S-au dus la preot, s-au arătat. Al doilea gând. Plusul făcut de străin. Asta l-a impresionat pe Domnul. Asta l-a terminat pe Domnul. Măi, dar toți au fost vindecați, măi. Numai unul a venit. Ce ai putea face tu în plus, așa, pentru Domnul care să-l bucure, să-l surprindă în mod plăcut? Și în al treilea gând, raportul răspândirilor. Unde suntem noi duminică dimineața, joi seara, când e adunare, când e zi de post, când e mormântare, când e priveghi? Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Ne rugăm pentru lucrurile astea care însoțesc mântuirea. Trebuie să ne rugăm ca Domnul să ne dea disponibilitate întotdeauna să ajutăm. Să ne dea râvnă, să ne dea nădejde și să ne dea răbdare. Amin.